Genesa 1 cu 26. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu, care este Duh, l-a creat pe om atât ca pe o ființă materială, cât și spirituală. Adică omul este compus din două părți. O parte materială, care o vedem, este trupul nostru, și o parte imaterială, în care întâlnim Duhul omului și sufletul omului. Sunt două teorii, teoria dihotomistă, că omul este făcut din două părți, o parte materială și o parte imaterială, și teoria trihotomistă, omul este alcătuit din trup, suflet și Duh. Eu sunt adeptul teoriei trihotomiste, mai ales că Apostolul Pavel, când scrie Tesalonicenilor, așa le se spune ca Dumnezeu să le sfințească și Duhul, și sufletul, și trupul. Această întrebare atrage o altă întrebare, care ar fi: dacă Dumnezeu a fost acorporal, cum a creat omul după chipul și asemănarea lui? Întotdeauna când Dumnezeu a spus un lucru, s-a întâmplat întocmai. Au fost lucruri care Dumnezeu le-a creat prin puterea cuvântului. Când Dumnezeu a spus să fie lumină, a fost lumină. Când Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric, a poruncit să ia ființă viețuitoarele, păsările, și rând pe rând universul acesta a fost creat de Dumnezeu într-un mod deosebit. Când l-a creat pe om, Biblia spune, Dumnezeu a zis. Și aici Dumnezeu este cuvântul Elohim la plural. Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Iată dar că la crearea omului întâlnim Sfânta Treime, Trinitatea Sfântă, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Asemănarea aceasta implică faptul că și omul a fost creat ca ființă tripartită, adică trup, suflet și spirit. Omul a fost creat de Dumnezeu și posedă intelect, natură morală și capacitatea de comunicare. Trupul omului, vorbind biologic, este făcut de Dumnezeu din țărâna pământului. Biblia ne spune, din țărână suntem și în țărână ne vom întoarce. Sufletul este compus din rațiune, sentimente și voință. Iar Duhul omului este compus diferit de celelalte, se deosebește prin faptul că Dumnezeu a pus în Duh sediul conștiinței noastre, adică această instanță pusă de Dumnezeu. Tot în Duhul omului întâlnim capacitatea de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește despre închinarea în Duhul. Spre deosebire de animale care n-au conștiință, rațiune și sentimente, fiind conduse și determinate numai de instincte, omul a fost creat cu personalitate proprie, cu minte sclipitoare, cu sentimente asemănătoare celor ale făcătorului său, adică bunătate, dragoste, liberul arbitru și nu ca un robot. Pentru că Dumnezeu a pus în noi Duh și pentru că Dumnezeu este Duh, comuniunea cu Dumnezeu trebuie să fie veșnică, așa cum Dumnezeu este veșnic. Deși avem trupuri fizice, la nivelul Duhului nostru, noi comunicăm cu Dumnezeu. Că Duhul nostru este inima omului, centrul personalității noastre, acolo în Duhul omului începe pocăința, nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt și sfințirea în Duhul omului. Apoi vine la sufletul omului și în trupul omului exterior se vede schimbarea care are loc înăuntru. Fiecare din noi e un agent moral responsabil în universul lui Dumnezeu. Când omul păcătuiește, Dumnezeu ne cere socoteală. După ce oamenii au păcătuit, Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? Dumnezeu știa unde este. Întrebarea este pusă de Dumnezeu să o priceapă Adam. Este responsabil față de Dumnezeu
dar este responsabil și față de ceilalți oameni. Și vedem în Genesa, în capitolul 9, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, în epistola lui, la capitolul 3, versetul 9 și 10, interzice folosirea limbii în blestemarea altor oameni din simplu motiv că și ceilalți oameni sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În a treilea rând, suntem responsabili față de natură. Această responsabilitate poate fi văzută în felul în care Dumnezeu vorbește despre natură și Pavel scrie în Romani, capitolul 8, versetul 20 și 21. În al patrulea rând, omul este responsabil față de sine. Psalmul 8, cu versetul 5. David a porocit în vremea lui și spunea în Psalmul 8 că Dumnezeu ne-a creat cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Deci nu cu puțin mai presus decât animalele, ci cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Când Dumnezeu îl mântuiește pe om, el mântuiește întreaga persoană omului, începând cu duhul omului, sufletul omului și trupul omului. Ori odată ce păcatul s-a strecurat în grădina Eden, Adam prin păcat și neascultare a pierdut dragostea desăvârșită. Ne amintim, după neascultare, după păcat, Adam se ascunde în grădină și Dumnezeu întreabă: unde ești? Și Adam spune: m-am ascuns, că mi-era frică. Ori Biblia ne spune că în dragoste nu este frică. Trebuie să ne amintim la ceea ce spune în Genesa, capitolul 5, versetul 3. Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. Set este al treilea copil din Adam și Eva, după Cain și Abel, dar urmărind cu atenție, realizăm Adam, care a fost creat după chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui Dumnezeu, de data aceasta, după căderea în păcat. Set s-a născut, a venit în familia lui Adam și Eva, dar nu ne mai spune că după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci după chipul și asemănarea lui Adam. Păstrăm ceva din Dumnezeu noi, deci n-am pierdut totul. De aceea și Dumnezeu manifestă un interes enorm față de fiecare suflet. Dar Dumnezeu spune în Ezechiel 33:11: pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului. Trebuie să subliniem faptul că, vorbind despre primul Adam, și Biblia vorbește atât de frumos în Noul Testament despre al doilea Adam, dacă prin primul Adam a venit moartea, prin al doilea Adam, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, a venit viața. Astfel că, odată păcatul intrat în lume, a denaturat creația lui Dumnezeu. Noi n-am mai semănat cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui nemărginită, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și prin refacerea relației, adică prin pocăință și naștere din nou, noi am ajuns sau putem să ajungem, oricare dintre noi, să semănăm cu Dumnezeu. Dacă ne amintim, în Ioan, cuvântul lui Dumnezeu spune: a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, ci din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Iată dar că omul poate din nou să aibă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin nașterea din nou, prin pocăință, prin întoarcerea cu toată inima spre Dumnezeu. În 1 Corinteni 15:49, asta e foarte explicit. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Prin păcat, omul a pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a pregătit restaurarea prin pocăință.